această seară și să avem o participare atât de interesată de această carte. Permiteți-ne să îi salutăm în mijlocul nostru pe cei mai de departe, pentru că altfel ar trebui să consumăm o bună parte a serii doar ridicând și prezentând pe cei prezenți. Cel mai de departe, de dincolo de ocean, vine un alt fiu al pastorului Pavel Bochean, care se numește tot Pavel Bochean, dar junior, noi îi spunem mai afectuos Luțu Bochean, pastorul Bochean din Chicago, Statele Unite. Îi spunem un bun venit. Și puțin mai de aproape, dar tot de departe, nous salutons les participants français, Gabriel et Stéphane, Pasteur de France. Bienvenue. Levez-vous, levez-vous, Camille. Levez-vous. S'il vous plaît. Merci, merci. Bienvenue. Și, bineînțeles, ne bucurăm de fiecare dintre cei prezenți. Personalități, și nu cred că exagerez dacă spun lucrul acesta, din lumea evanghelică bucureșteană, dar din economie de timp vom deschide în acest moment seara cu rugăciune. Vă invit să ne ridicăm și îl rog pe fratele Daniel Alexandrescu, prezbiter în Biserica Izbânda, creștin pe Evanghelie, de aici din București, să deschidă cu rugăciune. Muzica în această seară este asigurată de un trio foarte special, Trio Petre, Familia Petre, și ar vrea, pentru a aprecia muzica pe care o fac, să îi aplaudăm, să le spunem un bun venit și lor. Se va auzi stereo sau Dolby de undeva din spate, muzica de aici din față, luările de cuvânt, și sperăm ca să fie o seară cu adevărat memorabilă. Trio, Familia Petre, și apoi vom auzi câteva cuvinte despre carte. Și sarcina de a face o scurtă prefață introductorie cărții, și pentru aceasta voi spune câteva cuvinte despre condiția grafică în care apare cartea, și apoi voi spicui câteva lucruri dintr-o recenzie scrisă de Ioan Mehedinț din Timișoara, recenzie solicitată de coordonatorul acestei ediții. Și pentru că fratele Mehedinț nu poate fi aici în această seară, am să dau eu citire câtorva cuvinte. Cartea pe care o vedeți expusă beneficiază de o condiție grafică deosebită, o copertă foarte bine realizată din punct de vedere grafic, cu scris în relief, broșat. Numără 412 pagini și e foarte important să spunem că la final are un index de nume și un index de localități care cu litere mici totuși ocupă 12 pagini. Indexul acesta cred că este foarte util pentru cei care doresc să meargă direct la pagina unde se vorbește despre o anume personalitate istorică sau despre anumite localități de care numele pastorului Bochean sigur a fost legat în slujirea pe care a desfășurat-o.
Dincolo de aceste caracteristici, așa cum veți remarca și dumneavoastră, avem policromie, adică avem conținut color și există, dincolo de fotografiile care au apărut și în prima ediție, o întreagă colecție de fotografii de la evenimentul desfășurat acum 4 ani la Centrul Creștin Emanuel din București, anume Centenarul Pavel Bocean, unde mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți. Câteva cuvinte scrise, așa cum spuneam, de domnul Ioan Mehedinț din Timișoara, care ne spune că această carte autobiografică scrisă de Pavel Bocean a apărut în prima ediție în anul 1997, iar în acest an, 2022, în care sărbătorim, nu la întâmplare, 100 de ani de la deschiderea primei biserici pentecostale din România, la Păuliș, județul Arad, avem această ediție, o putem numi jubiliară. Cu multă simplitate și modestie, pastorul Pavel Bocean își prezintă mărturia personală a credinței sale, care s-a consolidat în anii începutului mișcării pentecostale din România. A fost martor încă din copilărie al faptului că, în urma rugăciunilor înflăcărate, unii dintre credincioșii din satul său natal au primit botezul Duhului ca la cinzecime, au vorbit în alte limbi și, tot prin rugăciune, bolnavii cărora li s-a făcut ungerea cu un de lemn, conform celor scrise în Scriptură, s-au vindecat. Mai presus de aceste miracole, mulți dintre consăteni s-au întors la Domnul, au fost botezați și, cu multă bucurie, participau la adunările bisericii pentecostale locale, care, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. În partea a doua a cărții, intitulată Slujirea, autorul, pastorul Pavel Bocean, continuă să prezinte contextul împrejurărilor în care a fost consacrat în slujba Evangheliei, arătând greutățile slujirii, dar și biruințele Domnului. Pe lângă activitatea pastorală în bisericile din Arad și în București, s-a implicat în diverse acțiuni de obținere a autorizațiilor pentru construirea caselor de rugăciune ale multor biserici, precum și în organizarea credincioșilor pentecostali. Este cunoscut faptul că din 1965 până în anul 2000, pastorul Pavel Bocean a fost președintele până în 90. Da, aș fi vrut să fie mai mult. Deci din 62 până în 90, pastorul Pavel Bocean a fost președintele cultului creștin pentecostal din România. Prezenta ediție include, de asemenea, în ultima parte, mesajele rostite în cadrul evenimentului Centenar Pavel Bocean la Centrul Creștin Emanuel din București, pe data de 24 noiembrie 2018, precum și mesaje transmise ulterior evenimentului din partea unor membri ai familiei și alte mesaje. Din mărturiile tuturor se desprinde ideea că, în contextul comunist în care s-a dezvoltat credința pentecostală în România, Pavel Bocean a fost un om folosit de Dumnezeu, cu rezultate remarcabile în ce privește creșterea numărului bisericilor și al credincioșilor pentecostali. Aș mai face o simplă remarcă referitor la conținutul nou al acestei ediții jubiliare sau aniversare. În cea de-a doua parte, printre mărturiile și luările de cuvânt ale participanților la centenar, este și cuvântul prezentat de domnul Victor Opaschi, la momentul acela secretar de stat pentru culte în România, și altor personalități din lumea evanghelică, precum, scuzată să-mi fie îndrăzneala, și un articol scris de subsemnatul despre
un articol publicat de pastorul Bocean în 1979, intitulat Calitatea de cetățean al patriei, care este, cum ar spune francezii, avant la lettre, adică cu mult înaintea vremii, practic o încercare de teologie publică. Dar despre toate acestea puteți citi mai atent în carte. Acum îi rugăm pe cei de la Trio Petre să ne mai încânte și să cânte o piesă, după care dăm cuvântul coordonatorului, editorului coordonator, pastorul Ioan Bocean, care ne va spune detalii și lucruri interesante despre această ediție aniversară. Participanți, frați, surori, dragi prieteni, e un moment care
mă emoționează. Din mai multe motive. Pe de o parte pentru că sigur că n-am cum să nu-mi aduc aminte de autorul cărții cu care am lucrat cot la cot. Aproape până la capăt. Pentru că a terminat de scris cartea cu 2 luni înainte de a se muta la Dumnezeu în veșnicie. Și am lucrat împreună, am ajutat chiar în timp ce scria și pot să vă spun pentru început ca mărturie, am mai spus-o și la centenarul Pavel Bochian, pe patul lui de moarte avea 3 mulțumiri și una din cele 3 mulțumiri, satisfacții, era aceea că a văzut cartea terminată, a apucat să vadă chiar mostre de cum vor fi paginate și cum vor apărea în carte, în volum, paginile scrise de el. Era una din mulțumirile și realizările pe care și le-a dorit în timpul vieții. Dar ca să mă leg puțin de ceea ce deja s-a spus aici, să ne amintim că acesta este contextul, centenarul penticostal, care eu cred că încet, încet poate deveni o sărbătoare națională, având în vedere că cel puțin 350.000, poate 400.000 de români și alții din cercul lor știu lucrul acesta și serbează anul acesta 100 de ani de penticostalism. Îmi place să constat astăzi că ne bucurăm aici de mai întâi de mediul acesta extraordinar cultural creștin evanghelic pe care îl avem aici la librăria Ștefanus. Noi câțiva din generațiile mai vechi știm ce a însemnat lucrul acesta. Am povestit astăzi invitațiilor mei din Franța despre Richard Wurmbrand și dorința lui de a avea un depozit de Biblii și o librărie creștină în centrul capitalei, lucru care i s-a împlinit această dorință în 1990 și apoi el împreună cu Constantin Caraman, cu alții, frații Miu, nu? Daniel Miu și frații Răscol, sigur că da, frații Răscol au dat drumul la lucrarea aceasta care este emblematică pentru mișcarea evanghelică în București. Așa că ne bucurăm să fim aici în cadrul acesta. Apoi, așa cum observați, avem media creștină cu noi, televiziunea Prodocens și Radio Vocea Evangheliei. Salutăm prezența acestor reprezentanți ai mediei, care din nou arată ce s-a întâmplat în ultimii 33 de ani deja în curând și ce înseamnă mișcarea creștină evanghelică astăzi la 100 de ani după ce s-a înființat în România prima biserică penticostală. O să fiu foarte scurt pentru că avem câțiva din cei care participă cu noi pe care îi dorim să-i auzim. Da, a fost prezentată cartea. O să-mi permit să spun că deja se întrezărește nevoia ediției a treia, care va fi completată cu ceea ce fac eu acum, și anume cu un tabel cronologic sau o biografie pe scurt. Pavel Bochian s-a născut în 1918, în anul păcii, după primul război mondial, în Mocrea, județul Arad, și foarte curând, la vârsta de 6 ani, a început să participe la studiu biblic din Faptele Apostolilor, pe care tatălui, tot Pavel Bochian se numea, și care era cântăreț în biserica
din sat, o biserică pe vremea aceea greco-catolică, românească, dar nu ortodoxă, greco-catolică, și care probabil a stârnit un pic interesul oamenilor pentru scriptură, pentru că 5-6 bărbați din biserica aceea se întruneau și făceau studii biblice. A făcut lucrul acesta din 1924 până în 1930, când au auzit de Biserica Pentecostală din Mocrea, din Pâncota, lângă Mocrea, la 12 km de Mocrea, și pentru că era cineva bolnav în sat la ei acolo, au chemat pastorul pentecostal de la Pâncota să se roage pentru o femeie paralizată, o vecină. Minunea vindecării s-a întâmplat. Grupul acesta a zis, și noi vrem să trăim așa ceva, s-a unit cu credincioșii pentecostali din Pâncota, au fost botezați. Un an mai târziu a fost botezat, chiar au fost botezat mai mulți, în 1931 Pavel Bochean însuși a fost botezat la un an după ce a început biserica la Mocrea, 1931, botezat în apă, la 13 ani. Astăzi sunt părinți care sunt ezitanți să-și lase copiii să fie botezat la 14 ani, la 15 ani, la 16 ani. Pavel Bochean în 1931 a fost botezat la vârsta de 13 ani. Mai departe, la 16 ani, deci 3 ani mai târziu, are experiența botezului cu Duhul Sfânt, cu experiența vorbirii în limbi. A fost recunoscut în timpul vieții lui și prin folosirea lui de către Dumnezeu în darul profetice, și mai ales pentru cei care sunteți interesați și citiți cartea, veți descoperi mărturii extraordinare despre vindecări divine pe care el însuși le mărturisește și care erau cunoscute și recunoscute în zonă. A ajuns foarte curând să fie predicator. Predica la 12 ani, la 14 ani era predicator sau învățător de școală duminicală într-o biserică baptistă nu departe. Și în 1938, la vârsta de 20 de ani, predica Evanghelia la înmormântarea unui copil, când a văzut că familia și toți participanții la înmormântare fug care încotro, el nu știa de ce, din spate veneau jandarmii, pe el și pe tatăl lui, care erau la o masă, sau cum era acolo organizat, pentru predicatori în cimitir, i-au arestat și i-au dus din post în post, cum se practica, mai întâi la Arad și apoi la Timișoara, la tribunalul militar din Timișoara, unde au fost ținuți vreo 3 luni și ceva până când s-a judecat procesul. Au fost condamnați și el și tatălui la 3 ani și 6 luni de închisoare, și șansa lui și a lor a fost că sentința s-a dat cu suspendare. Dar explicabil, era un tânăr de 20 de ani, trebuia să ajungă pe front, unde a și ajuns. A fost mobilizat în armată, a ajuns pe front și a făcut serviciu militar în timpul celui de-al doilea război mondial. Între timp se pornise în 1940 războiul mondial. Printr-o minune care e explicată, povestită aici pentru cititori, n-a ajuns pe front nici o zi măcar. Și vedeți cum și cum își trăia un tânăr militar pentecostal credința în vremea aceea. În 1945, pe 29 iunie, unii știu ce înseamnă 29 iunie în fiecare an. Exact. De Petru și Pavel a fost ordinat ca păstor pentru biserica din Mocrea și un grup de biserici din prejur. Foarte curând participă la toate congresele, conferințele prin care se încerca cererea recunoașterii oficiale a cultului pentecostal.
În 1951 are loc congresul al doilea, care a însemnat și unirea penticostalilor. Poate unii știți că penticostalii au început în trei locuri diferite. În București ei se numeau încă din 1935-36 ucenicii Domnului Iisus. În nordul țării, în Bucovina, se numeau creștinii botezați cu Duhul Sfânt. În Arad, la Păuliș și apoi în jurul Aradului, se numeau Biserica Apostolică Penticostală. În 1950 s-au unit. Pavel Bochean devine păstor responsabil, supraveghetor, se numea un fel de episcop, nu? Pentru ceea ce se numea atunci filiala Arad a cultului penticostal, care între timp și-a pus sediul în București. Bradin Gheorghe, primul președinte, s-a mutat la București și a activat în București pe Carol Davila 81. Bine, probabil că l-a început în Popanan și apoi, cam mai s-a câțiva martori și n-am cum să sar peste asta. Bun venit! Tăticul tău scrie despre asta, acolo unde se și află și astăzi Biserica Vestea Bună. Dar foarte curând au achiziționat clădirea din Carol Davila 81, unde este și astăzi sediul cultului penticostal. A fost un al doilea congres în 1956. Pavel Bochean este ales cu ocazia aceea vicepreședinte al cultului. Bradin continuând să fie președinte, Gheorghe Bradin. În 1956, Pavel Bochean avea mai puțin de 40 de ani și e activ, misionarul de serviciu, vicepreședinte. Bradin mai trăiește puțin până în 1962. Erau vremuri grele, comuniștii deja și arătau adevărata față, au început să reducă numărul bisericilor prin operațiunea de arondare, adică bisericile mai mici trebuiau să fie înghițite de bisericile arondate la bisericile mai mari. La fel și comunități regionale au dispărut, Clujul, a dispărut Bucureștiul, au rămas comunități regionale doar la Arad, Oradea și Suceava. Și astfel Pavel Bochean devine președinte în 1962. Prin decesul lui Bradin, comuniștii nu au permis un alt congres și au fost doar adunările Consiliului Bisericesc și conferințele frățești care au votat această alegere. În anii care au urmat, 28 de ani de slujire, Pavel Bochean conduce mișcarea penticostală din România. Eu cred ca un păstor pentru toate bisericile. Oriunde mergea, era primit, era așteptat ca acasă. Fie că era la Târgoviște, fie că era în alte părți, în nordul țării, la Suceava, la Baia Mare sau altundeva, în munți, pe șes, la Galați, în atâtea locuri. În 1990 avea deja 72 de ani și revoluția din 89 a pornit un pic de nici nu știu cum să zic, că n-aș putea să zic trezire spirituală, dar a fost o oarecare mișcare la sediul cultului din Carol Davila. Și atunci Pavel Bochean a cerut să se pensioneze la vârsta de 72 de ani, 28 de ani slujind ca președinte. Și ceea ce e frumos pentru noi este că atunci când Biserica Emanuel cerea autorizare de funcționare, pentru că noi, păstorii fondatori, pastor Ceuță și cu mine, aveam sectoare, Ceuță în Galați Brăila, eu în Argeș, i-au zis, păi în București nu poate să fie păstor la Emanuel decât pastorul pensionar Pavel Bochean. Sigur că pe noi nu ne-a deranjat și, din potrivă, el a devenit pastorul nostru emerit din 90 până 96, cât a mai avut de trăit. În 1996, el mutându-se la Domnul, da, și acolo a fost foarte fericit cu noi. Pe de o parte, a
trăit toată experiența trezirii spirituale pe care noi o aveam în cortul pe care el l-a numit cortul lui Dumnezeu, cu oamenii cei care vă aduceți aminte sau ați auzit, noi am funcționat în cort pe Cuzavod 116 din 1993 până în 1997, când am început construcția în care funcționăm acum. Așa cum am zis, vreau să mă opresc, că cartea a fost deja oarecum prezentată, sigur că a fost o muncă asiduă. Noi, ca misiune, misiunea Centrul Creștin Emanuel, ne-am asumat munca aceasta și vrem să continuăm cu reeditarea unor cărți din vremea aceea care sunt dorite și căutate și astăzi. Nicio problemă, mulțumim editorului coordonator și cu siguranță la final veți putea întreba mai multe, schimba cuvinte, pentru că sigur există pregătit ceva acolo pentru o comuniune, pentru o părtășie, cum o numim noi în dulcele jargon evanghelic, nu? Părtășie. Trio Petre, o ultimă piesă și mulțumim frumos, după care îi rugăm pe patru dintre participanți să ia rând pe rând cuvântul. Este vorba de pastorul Iulian Chelu, care a slujit în cultul pentecostal ca păstor, ca președinte de comunitate regională și l-a cunoscut personal pe pastorul Bochean, Pavel. Apoi pastorul Ioan Ceuță, președintele Adunărilor lui Dumnezeu din România. Apoi pastorul Virgil Achihai, președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Și la final, cel care îi și poartă numele, pastorul Pavel Bochean Junior din Chicago, Statele Unite ale Americii. După melodia anunțată, îi rugăm pe distinșii invitați rând pe rând să vină aici în față, lângă coordonatorul ediției și să spună câteva cuvinte. Mulțumim! Ascultători,
Este o mare onoare pentru mine să spun câteva cuvinte despre cel care mi-a fost părinte spiritual. În afară de membrii familiei, am mai spus și acum 4 ani în urmă, poate l-am cunoscut cel mai bine pe fratele Bochean, ca pe un părinte spiritual, ca pe un om al lui Dumnezeu, care și-a avut privirea îndreptată spre Dumnezeu, și-a iubit familia, biserica și a fost și un bun cetățean. Am lucrat din 74, sub mâna dânsului, la centrul cultului, până în 90 și pot să spun că am avut ocazia să cunosc aproape toți păstorii din România. Așa a fost slujba mea, am călătorit din lume, în toată țara. Pe mine m-a amprentat foarte mult modelul fratelui Pavel Bochean. Blândețea, înțelepciunea, smerenia, felul cum trata lucrurile m-au impactat încât foarte mult mi-a zis, parcă ești ucenicul lui, sau parcă ești al lui, cum zic, sunt. L-am recunoscut ca un mentor, o mare influență spirituală. Un om care nu ridica glasul, vorbea blând, dar vorbea autoritar și frumos. A știut să împace orice situație conflictuală și pot să vă spun că pentru mine a fost un reper. Dacă ar fi să caracterizez viața acestui om, aș spune 2 cuvinte. Un rob ascultător. Și încă ascultător până la capăt. Doresc din toată inima toți care suntem aici să putem să urmăm exemplul acestor înaintași și este o mare onoare pentru noi să ne ajute Domnul să nu facem rușine nici lui Dumnezeu, nici înaintașilor noștri. Dumnezeu să ne binecuvânteze și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim! Îmi revine onoarea ca în calitate unică, pentru că niciun ginere și nici o noră n-a stat cu Pavel Bochean cât am stat eu. Din 1982 până în 1996 am locuit în același apartament, 14 ani. Așa că pot să spun că ce predica trăia și acasă. Nu știu câți lideri în ziua de astăzi trăiesc acasă ceea ce predică la amvon. De aceea spunem noi, păstorii, că unii ar trebui să-i ținem numai la amvon, pentru că cum să dau jos, fac prostii. Numărul 2. Aș vrea să vorbesc în calitate de persoană care am fost șoferul lui. Și vedeți, nu știe nimeni din cei care lucrează cu șefii câte știe șoferul. Nu vă spun lucrurile care le-am învățat în calitate de șofer. Numărul 3. Am fost pastor sub conducerea lui Pavel Bochean. Fiind președinte, eram pastor la Galați. Începusem construcția templului de la Galați fără autorizație și secretarul Consiliului Județean Galați, Benone Pușcă, îl cheamă pe socru, pe fratele Bocheanu, și trage o mustruluială. Și le-am primire. Ce faceți, domnul președinte, la București? Ce educație le dați? Ni l-ați trimis pe ceuță ăsta aici care ne face numai probleme. Și socrul lasă capul în jos. Eu eram în America, la studii. Era Iacob Dumitrașcu, tatăl Mihai Dumitrașcu. Și îl bubuie pe fratele Bocheanu, cum nu vă puteți imagina. Și la urmă Benone Pușcă încheie. Și zice, domnul președinte, am mai auzit că Ceuță e ginerile dumneavoastră. Socrul se uită la el și zice, domnul secretar, pot să vă întreb și eu ceva? Dumneavoastră aveți ginere? Zice, nu. Când o să aveți ginere, o să mă înțelegeți.
înțeleg. Numărul 4, am fost persoana care a stat lângă el în vremuri grele. Vă rog să îmi iertați expresia, dar țin minte, într-un moment de cumpănă, era roșu la față, am crezut că îi pleznește inima, nu vă spun contextul la tot ce s-a întâmplat, și am plecat și el era roșu acolo lângă mine și mă întorc la el. Nespiritual am vorbit, că nu totdeauna vorbesc duhovnicește. Și am zis, tati, stai liniștit, că așa cum Solomon o atins toți dușmanii, așa ți-i ating eu, unul câte unul, pe rând. Și el, deși era roșu la față, zice, Marinele, trebuie să iertăm, să lăsăm, pentru că asta era dragostea lui. Numărul 5, de la el am învățat leadership-ul. Și vreau să vă spun, cu excepția la un președinte care nu l-am cunoscut, și poate a fost bine că nu l-am cunoscut pe Brabin, îi știu toți președinții de la cult și stilul de conducere. Stilul pe care l-a avut Pavel Bocian a fost stil unic. După părerea mea, și pentru tine, doctore, nici Maxwell nu conducea mai bine mișcarea penticostală și noi învățăm leadership-ul lui Maxwell. Vedeți, în momentul când ai o funcție de conducere, contează foarte mult să ai ungerea lui Dumnezeu. Oamenii pot să ne aleagă, să ne dea o funcție, să ne numească, dar dacă ungerea nu ne însoțește și dacă Dumnezeu nu binecuvântează, nu mergem prea mult. 6. De la el am învățat istoria penticostală. Pentru că a fost omul care a adunat. Noi am avut multe rupe. Numai la nivel național, în cultul penticostal, am avut 7 ruperi naționale datorită spălării picioarelor. Și oamenii s-au împrăștiat. Iar Pavel Bocian umbla din comună în comună, din localitate în localitate, și aduna oamenii ca să se întoarcă înapoi în cult. De aceea i-am respectat leadership-ul și mă bucur că am putut să învăț și să stau lângă un președinte. De asemenea, aș vrea să spun că datorită lui Pavel Bocian am avut harul să întâlnesc personalitățile lumii. Nu vreau să spun de Billy Graham sau Ray Hughes sau alții. Datorită relației care am avut-o și pentru că eram împreună, am putut să întâlnesc oamenii mari ai lumii, dar să întâlnesc și cei din lumea politică și cei din lumea religioasă. Fiind șofer, mă lua fratele Bocheanu la întâlnirile cu șefii de culte, că atunci aveau loc întâlnirile cu șefii de culte. Și la terminare, mă prezenta, începând de la patriarh, la rabinul șef, la toți mă prezenta și spunea, uitați, este ginerele meu, făceam cunoștință și e un har ca cineva să deschidă poarta pentru tine și să te prezinte. Eu am făcut o afirmație și mențin afirmația. De la Bocian până la Bocian n-a mai fost unul ca Bocian. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim. Mă duc cu așa prelegere, ce să mai pot, nu mai pot să spun, nu mai pot să spun nimic, așa că mi-am schimbat discursul care avea de gând, că l-am uitat și îl spun pe cel care, pe cel care eram acum, îmi vine minte acum. Mulți dintre dumneavoastră nici nu știți ce ați pierdut că nu l-a cunoscut pe fratele. Corect. Nici nu știți ce ați pierdut pentru că n-ați avut halul acesta să-l cunoască pe fratele Pavel Bocian.
Datorită faptului că la vremea aceea eram singurul penticostal, tatăl era singurul penticostal din Târgoviște care avea casă, ori de cât era vreo problemă la Târgoviște și în județ, și erau destule, fratele Pavel Ochean venea la noi acasă și se întâlnea cu Butelnicitul, cu alții reprezentanți din vremea aceea, discutau. Știți ce este foarte interesant? Este, și s-a mai spus, sunt unii oameni care pot să ajungă la ceea ce doresc fără să ridice vocea. Noi ni se pare că dacă ridicăm vocea, dacă ne referim la poziția pe care o avem, la pixul pe care îl ținem în mână pentru o vreme, nouă ni se pare că suntem cumva oameni care trebuie să fim respectați și așa mai departe. Cu fratele Pavel Bocan, din câte îl știu eu, așa cum eu, îl auzeam pe tata, îl auzeam pe Diaconescu, pe Putin, auzeam pe mulți, dar pe dânsul nu-l auzeam. Dar știu că la sfârșit toți plecau cu gândul lui fratele Pavel. Și este mare lucru să poți să îi determini pe ceilalți. Acum, dacă eu aș fi de acum și fratele Pavel ar fi lângă mine, eu pot să spun așa, asta la lângă dânsul să învăț. Așa la lângă dânsul să învăț și aș avea multe, multe lucruri de învățat despre cum poți să reprezinți pe credincioși în fața autorităților și cum poți să îi ții pe credincioși în respectul unul față de celălalt, pentru că, din păcate, este așa un duc de nesupunere, neascultare, nu vreau să comentez mai mult. Vedeți, sunt oameni pe care auzi despre ei și ți-ai dori să-i cunoști. Eu am harul acesta să vorbesc despre fratele Pavel Bogdan ca unul care l-am văzut mulți ani în urmă și în același timp am o carte a dânsului, cred că este Comentarii la Iacov. Credință și fapte. Credință și fapte. O copertă bleu. O reeditește. Amin. Ai vrea să te întâlnești cu astfel de oameni. Ai dori să te întâlnești cu astfel de oameni și binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu este că vine un moment în viață când chiar te întâlnești cu ei. Și nu poți decât să-i mulțumești Dumnezeu că ai parte să cunoști oameni deosebiți. Eu tare sunt întristat de mișcările astea de după 90 cu răscolirea memoriei, răscolirea ce... Au răscolit până s-au răscolit ei. Da, ca să fiu mai plastic. Ce vrem să facem? Să arătăm că noi, generația de astăzi, suntem... Dragii mei, noi trebuie să ne gândim că fiecare este chemat să slujim Dumnezeu în generația noastră, așa cum a fost David, da, i-a slujit pe cei din alții. Și în final, Domnul judecă. În final, Dumnezeu judecă. Și El răsplătește după faptele noastre. A fost de mai multe ori, fratele. Pentru mine era așa ceva deosebit când venea mașina de la cult, pentru că avea numărul la care putea să circule... Așa, negru cu literea, așa. Și toată strada trecea să se uite cine e la noi, că era condiționat pe. Da, dom'le, cine a venit așa, că era... Nu te-am văzut șofer atunci, în vremea aia. Acum mai mulți. Nu te-am văzut șofer. Acum mai mult, da. Tu ai fost cel de vârful. Ultimul. Da, să zic că nu mi-aduc aminte de... Dar eu ce mă bucur este că amintirea fratelui Pavel și gândindu-mă la dânsul, ori de câte ori mă întâlnesc cu voi prieteni și fratele Rogian sau cu fratele Ceuță, retrăiesc. Așa, când mi-aduc aminte de fratele Iulian, nu pot să nu spun că dacă te duceai la cult să cer ceva, zicea să vorbim cu Iulică. Să vorbim cu Iulică. Așa. Mi-aduc aminte, vag, dar mi-aduc aminte de ceilalți, de fratele Vambu, de Atache. Mai mergeam din când în când cu tata prin Iulești, când eram... Da. Da. Șanzu. Da. Oameni mari în ochii lui Dumnezeu. Și nu mă vreau să spun.
încercăm noi să-i facem mici. Unii dintre noi. Încercăm să-i facem mici. Știți de ce? Pentru că suntem noi mici. Pentru că noi suntem mici și mi se pare că un mediocru niciodată nu va aprecia ceea ce este el. Și va încerca să-i aducă pe ceilalți la nivel. Viața unui pastor din România, eu îmi permit să spun așa, viața unui pastor unic. Corect. Unic. Sunt mulți pastori. Sunt mulți pastori. Nu știu cum să zic. Dar frate Pavel a fost unic. Frate a fost unic. Mulțumesc Dumnezeu că am fost în preajma dânsului. L-am văzut. Și astăzi mă trecesc ca să avea mii și mii de lucruri de învățat de la dânsul. În același timp, mă bucur că sunt urmașii și pot să mai mă bucur din când în când cu dânsii. Din păcate, așa sunt întâlniri foarte, foarte rare, dar și acelea să le prețuim și să privim în urmă, să privim în urmă. Mi-am rog aminte să zilele acestea am găsit un cuvânt și foarte frumos, Winston Churchill spunea așa: poți să privești cu speranță și să spui, să vorbești altora de speranță în viitor, când trecutul îți este acoperit cu fapte. Poți să vorbești cu speranță în viitor celorlalți, să-i încurajezi să lucreze, dacă trecutul tău îți este acoperit cu ce? Nu cu intenții. Mulți astăzi pot să spun așa, și au spus-o, dacă eram noi în vremea aceea, nu făceați nimic. Nu făceați nimic. Pentru că fratele Pavel a fost omul pus de Dumnezeu pentru vremea aceea, pentru timpul acela, și Dumnezeu știe mai bine. Și să vin eu acum să spun, Doamne, știi că nu e bine. Spun eu cum trebuia să pui pe mine sau pe altcineva. Sunt doar așa, să spunem așa, refulări de epigonii. Da. Mici oameni, mici. Încă o dată mulțumesc pentru onoarea care mi-a spus să fiu atât dumneavoastră, să scriu și eu câteva așa. Dar amintirile nu se șterg. Amintirile nu se șterg. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Mă numesc Pavel Bochian Junior. Cine spune că sunt junior, spune că sunt al doilea, de fapt sunt Pavel Bochian al treilea. Și bunicul meu după tată a fost tot Pavel Bochian. Locuiesc în America, lucrez ca layman pastor în Biserica Philadelphia, adică nu sunt plătit de biserică, profesia mea este profesie de inginer. Am fost ordinat în anul 1997, în anul în care a fost tipărită prima ediție a cărții. De profesie sunt inginer și în meseria mea mă ocup de cauzalitatea lucrurilor și răspund la întrebarea de ce se întâmplă anumite lucruri. Țin în mână trei cărți, pentru că Biblia spune că nicio profeție nu se tălmăcește singură. Nici o carte nu se explică singură, de aceea am în mână trei cărți. Cartea tatălui meu, Biblia sau Sfânta Scriptură și un caiet de note al meu în care este interpretarea a mea a celor două dinainte. Și aș vrea să răspund în seara aceasta la întrebarea de ce tipărim și scriem cărți într-o casă care se numește Stefanus sau librăria Stefanus sau Casa Cărții Creștine. De ce scriem cărți? Ce zice Biblia, în primul rând, de ce scriem cărți? După bătălia cu Amalec între Moise, Iosua și Amalec, unde Moise s-a rugat, Iosua a luptat, Dumnezeu îi spune lui Moise, Exod 17 cu 14. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte. Cred că Domnul a spus și lui Pavel Bochian, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte. Al doilea lucru, a doua întrebare, meseria mea spune să întreb de cel puțin 5 ori. De ce? Ai primit un răspuns la prima întrebare și ți se dă răspuns și atunci
pui o altă întrebare celui de-al doilea răspuns. De ce? Și aș vrea să vă spun al doilea răspuns, un motiv personal. În anii 1990, 95, 96, în America, a fost o mișcare de trezire spirituală între bărbați, Promise Keepers, oamenii credincioși care simt promisiunea față de Dumnezeu, față de soție și față de familie. Și am participat la întâlnirea aceasta și într-un an, unul din mentorii noștri de la Promise Keepers, am participat pe stadioane unde erau 60, 70, 100 de mii de oameni credincioși care participau la această manifestare de Promise Keepers. La una din aceste manifestări, unul din mentori a zis: du-te și scrie-i tatălui tău o scrisoare și spune-i cât de mult îl apreciezi și cât de mult îl iubești. Am luat un card, o carte poștală, o vedere din America, o felicitare, și am scris tatălui meu și am zis: tati, în toate bisericile în care mă umblu, oamenii mă întreabă de dumneata cu admirație și cu dragoste și îmi vorbesc despre amintirile lor despre dumneata. Și aș vrea să spun că peste tot sunt foarte încântat că oamenii vorbesc cu dragoste despre dumneata. I-am trimis această scrisoare, acest card, înainte de a împlini 78 de ani și uitați ce spune tatăl meu. În luna iulie acestui an 1996, cu prilejul împlinirii a 78 de ani, copiii mi-au scris o felicitare în care se consideră fericiți și mândri că le sunt tată. Mi-au scris că se bucură auzind că oamenii vorbesc cu drag și numai de bine despre mine. Mi-au mulțumit apoi cu afecțiune pentru că le-am fost învățător, prieten și călăuză în viață. Am fost adânc mișcat. Doresc să dedic această carte soției, copiilor, ginerilor, nurorilor și nepoților mei, de care mă bucur nespus că slujesc Domnului. Iubiți frați și surori, iubiți copii, iubiți părinți, îi scrii tatălui tău o carte poștală și spui că îl iubești și el îți spune un volum. Îți scrie un volum și ți-l dedică ție spunând ce mult te iubești. Și ăsta este al doilea de ce. De ce a scris tatăl o carte? Pentru că a vrut să o dedice copiilor lui. Ca o paranteză, aș vrea să vă spun că unul dintre cei care admira pe tatăl meu a fost fratele Trifu Gheorghe, un bătrân din biserica din Chicago, Philadelphia din Chicago, care l-a cunoscut personal pe tatăl meu. Omul acesta a asistat înzărând la eliberarea unei femei demonizate de demon și a zis: am fost martor ocular atunci când fratele Bochean s-a rugat pentru o femeie și femeia a fost eliberată de duhuri rele. Nu numai că scrie în carte, scrie în carte, am citit în carte că Dumnezeu i-a zis: scrie. Dar am vorbit cu martor ocular din Zărand despre lucrul acesta. După aceea aș vrea să răspund la o altă întrebare. De ce răspund, de ce a scris o carte? De ce se scriu cărți? De ce se scriu psalmi? De ce se scriu cărți în Biblie? Uitați ce spune Psalmul 78, versetul 3 până la 6, 7, 8. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari
să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. De aceea scriem cărți, de aceea spunem, nu numai ca să avem numele scris undeva într-o librărie sau într-o bibliotecă, scriem cărți ca să vorbim despre minunile lui Dumnezeu și în cartea tatălui meu sunt multe minuni ale lui Dumnezeu relatate. Aș vrea să vă mai spun un alt motiv pentru care tatăl meu a scris cărți. Când sora mea mai mare s-a căsătorit, tatăl meu a dat o Biblie foarte frumoasă. Cine sunteți mai în vârstă ca noi? Era o Biblie format mic de piele maro cu hărți la sfârșitul Bibliei. Și când s-a căsătorit, tatăl meu i-a dat o Biblie. Și am fost gelos că i-a dat cea mai frumoasă Biblie din casă. După ce m-am căsătorit în anul 1981, m-am dus la tatăl meu și am zis, tati, poți să-mi dai și mie o Biblie. A scris dedicația pe Biblie și după ce a scris dedicația, din cauza emoției și a lacrimilor, n-a putut să vorbească, dar plângând a subliniat un verset din 1-a epistolă, epistola a doua lui Petru, capitolul 1, versetul 15. Îmi voi da osteneala, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Probabil că este al patrulea sau al cincilea. De ce? Pentru că tatăl meu și-a dat osteneala ca și după moartea lui să ne putem aduce aminte despre aceste lucruri. Aș vrea să închei spunându-vă un cuvânt din engleză care e greu de tradus în românește, legacy. Dacă e traducerea din dicționar, e moștenire. Un tată lasă bani copiilor lui, lasă o avere. Nu este vorba despre avere. Tatăl meu a avut un singur apartament în care dorm de 3 săptămâni și dorm bine și asta e toată moștenirea care ne-a lăsat-o. Dar în afară de acestea, legacy înseamnă ceea ce transmite un om generațiilor următoare. Credință, etică, valori de familie, valori de credință, ceea ce îl face deosebit de ceilalți. Și în moștenirea pe care a lăsat-o părintele meu, se numără bunătatea. A fost un om bun. Aș vrea să vă spun că sunt gelos pe el pentru bunătatea lui. În 2009 am intrat cu fratele meu în satul Agrișu Mare și n-am știut unde este biserica. Și am oprit o bătrânică care mergea pe bicicletă și am zis, nană, știu unde este biserica pocăiților. Și femeia mi-a spus următorul lucru, deci eu te cunosc pe tine. În viața mea n-am fost în satul acela și în viața mea n-am văzut-o pe bătrânică. Și bătrânica mi-a spus, zice, tu ești pruncul lui fratele Păvăluț. Aș vrea să vă spun că aș vrea să fiu recunoscut ca pruncul lui fratele Păvăluț după modul de purtare, după modul de predică sau după modul de trăire. Dumnezeu să-mi ajute la lucrul acesta. Amin, amin. Tatăl meu a fost păstor 51 de ani, eu n-am fost păstor decât 25 de ani, spune și eu ca Iacov, anii mei de slujire au fost mult mai puțini decât anii tatălui meu. După aceea, tatăl meu avea ceea ce spunem noi în engleză, people skills. Avea darul lui Dumnezeu de a colabora cu oamenii, de a trata oamenii. Avea un dar deosebit de a-i tempera pe cei nervoși, de a-i ridica pe cei apăsați, de a-i ridica pe cei zdrobiți. Venea la noi o bătrânică din vecini. Eram toți la bucătărie, nu știam cine a venit, tatăl meu deschide ușa și zicea cu voce tare, Domnul să te binecuvinteze, bine că ai venit la noi. Credeam că a venit șeful cultului pentecostal baptist. Când colo a venit o simplă bătrânică care îl făcea pe tatăl meu să o primească cu toată inima și cu toată bunăvoința. Un alt lucru, avea o dragoste deosebită față de Dumnezeu
și o dragoste deosebită față de oameni. N-a fost un păstor de birou, n-a fost un om al scrisului, a fost un om în care biroul lui, cabinetul lui era în mijlocul oamenilor. În mijlocul oamenilor se simțea bine și se simțea ca un pește în apă. Se simțea acolo unde Dumnezeu l-a creat. Sunt bucuros că în ziua de astăzi am putut să fiu în locul acesta și să răspund la câteva lucruri de ce a scris Pavel Bochean o carte și de ce suntem noi aici la această reeditare a cărții. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim fraților care au luat cuvântul și sunt convins că fiecare dintre cei prezenți, așa cum spuneam la început, nu puțin oameni reprezentanți pentru mediul evanghelic din România, am fi putut la fel de bine și ați fi putut la fel de bine să aveți o mărturie sau un cuvânt. Mulțumim tuturor celor care ați ales să fiți prezenți în această seară. Încă o dată mulțumiri librăriei Stephanus, partenerilor noștri media, Prodocen și Radio Vocea Evangheliei. E cazul să punem punct acestui eveniment și pentru că am început cu rugăciune, dorim să și sfârșim cu rugăciune. După momentul acesta al rugăciunii, în timp ce vom mai auzi probabil un duet din partea familiei Petre, veți putea să schimbați câteva cuvinte cu coordonatorul ediției, putem să vorbim între noi, putem să servim ceva de acolo și, bineînțeles, putem primi autografe pe cărți. Despre procurarea, achiziționarea cărților îl las pe editorul principal să vorbească la final. Însă, așa cum spuneam, acum dorim să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară. Vă invit să ne ridicăm și sigur că vrem să-i onorăm și pe oaspeții noștri din Franța. Așa că am să-l rog pe unul dintre pastorii care ne vizitează să se roage. Puisque à la fin de cette soirée, nous voulons remercier Dieu. Nous demandons au pasteur Stéphane de France de clôturer l'événement de ce soir avec une prière. Iar pastorul Bochean va traduce. Avant de prier, tu peux dire quelque chose pour saluer le groupe. Et peut-être dire ce que tu as senti parce que tu n'as rien plus que compris. Je n'ai rien compris. N'am înțeles nimic. Mais il y a une chose que nous comprenons, que nous savons tous. Dar e ceva ce înțelegem și ceva ce știm toți. Personnellement, je n'ai pas eu l'honneur de connaître monsieur le pasteur Bochean. N-am avut onoarea să-l cunosc pe pastorul Pavel Bochean. Mais la Bible nous parle dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Dar Biblia vorbește în Evrei capitolul 11. Il y a toute une liste de héros de la foi. Unde există o listă întreagă de eroi ai credinței. Et je pense que le pasteur Bochean avec tous les autres pasteurs de ce monde qui ont accepté de payer le prix. Și eu cred că pastorul Bochean avec împreună cu toată lista aceea de eroi ai credinței, de martori ai Domnului Iisus care au acceptat să plătească un preț pentru credința lor. Font partie de ces héros de la foi. Et tous împreună formează norul de eroi ai credinței. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. Și cred că Dumnezeu continuă să caute bărbați și femei gata să plătească prețul. En fait, Dieu ne cherche pas des gens qui sont capables, mais des gens qui veulent accepter d'être vidés d'eux-mêmes, d'être vides. Domnul nu caută neapărat oameni capabili. Dumnezeu caută oameni care sunt în stare să se dezbrace de ei înșiși. Pour être rempli eux-mêmes. Ca apoi să fie umpluți. De la volonté de Dieu pour leurs contemporains. De voia lui Dumnezeu pentru contemporanilor. Mais les héros meurent.
Dar și eroi mor. Mais les héros, dans leur histoire, continuent à vivre. Și totuși continuă să trăiască. La Bible nous parle d'Élisée qui est mort de sa maladie dont il était atteint. Élisée a murit de boală de care a fost atins, de care suferea. La Bible nous enseigne qu'un mort est venu toucher les os d'Élisée. Și interesant că acolo, la înmormântare, trupul lui a atins oasele celor care au murit înainte. En fait, ça nous montre ici que le héros, un de ces héros, parmi tant d'autres, iată un erou printre alții, à cause de son témoignage, a rendu la vie à un homme. Prin prezența lui și mărturia lui de viață, cambiază oasele acelea și omul care fusese înmormântat acolo. Ce livre, si peut avoir une vocation, această carte, despre care putem spune că e cartea unei vocații, puisse réveiller parmi le peuple roumain, care a fost descoperită printre români, de vouloir suivre l'exemple de pasteur Bocchian et de tant d'autres pour devenir des héros de la foi. Și eu cred că pastorul Pavel Bocchian, ca și alții, au devenit eroi ai credinței. En fait, l'héroïsme, c'est de marcher jusqu'au bout. Și eroismul înseamnă să mergi până la capăt. Et pour terminer, și ca să închei, je crois que la famille Bocchian, les deux frères, et si vous avez d'autres frères et sœurs, j'en ai une sœur ici. Familia Bocchian, frații pe care i-am văzut, sora, sigur. Et je ne vais pas dire les choses pour vous flatter. Și vă spun lucrurile acestea, nu că vreau să vă flatez. Et pour le peu que je ressens, je crois que vous pouvez être fier de votre père, de la mémoire de votre père. Pot să vă spun încă o dată că puteți fi mândri de memoria tatălui vostru. Sans oublier celle qui a été la doublure de son manteau, c'est-à-dire la maman. Și nu uitați pe cea care a fost dublura mantalei lui, adică mama. On va prier. Să ne rugăm. Jésus, nous voulons te prier. Doamne Iisuse, te rugăm. Et réclamer dans ce pays de Roumanie, Doamne, în această țară a României, beaucoup de bouquins, des héros de la foi. Te rugăm, Doamne, să populezi țara aceasta cu eroi ai credinței. Il y a encore combien d'autres qui sont et resteront anonymes. Sigur că sunt mulți care poate vor rămâne anonimi. Que ce pays puisse rencontrer un réveil, comme pour la France aussi. Și mă rog, Doamne, ca țara aceasta să cunoască din nou o trezire. Mă rog la fel și pentru Franța. E timpul unei noi treziri. Et même que le monde puisse rencontrer Jésus-Christ. Pentru că lumea de astăzi trebuie să-L poată întâlni pe Iisus Hristos. Nous puissions vivre dans ces derniers temps des choses extraordinaires à la gloire de Dieu. Și noi putem trăi în vremurile acestea din urmă lucruri extraordinare pentru slava lui Dumnezeu. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. În numele prețios și scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Merci. 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 Suntem la un moment festiv pentru comunitatea evanghelică din țara noastră. Ne aflăm la librăria Stephanus, unde a avut loc lansarea oficială a celei de-a doua ediție a cărții Viața unui păstor de România, Pavel Bocchian. Ne bucurăm să îl avem cu noi pe fiul dumnealui, pastorul Ioan Bocchian, editorul acestui volum. Și ne bucurăm că a fost parte la acest eveniment, ca și partener media. Frate păstor, pentru telespectatori, radioascultători, o primă întrebare, ce sentimente vă încearcă la momentul acesta festiv al reeditării cărții despre viața, lucrarea, slujirea tatălui dumneavoastră? Sentimentele sunt, sigur, amestecate. Nostalgie, pentru că vrând nevrând în momente ca acestea îți amintești și când e vorba de un părinte, de tata, el rămâne mereu prezent în minte, în inimă și iată astăzi în amintirile multora din cei care au fost prezenți, a familiei, a colegilor de slujbă, a multora dintre ei.
Așa că, da, toate acestea, până la urmă, fac bine. Un sentiment de bucurie și de satisfacție că am putut realiza un asemenea eveniment care să le aducă în atenția generației de astăzi lucruri care s-au întâmplat în urmă cu mai mult timp. Vă felicităm pentru acest demers jurnalistic, o carte de aducere aminte pentru generația tânără de astăzi a slujitorilor Domnului în țara noastră și nu numai, pentru generația nouă de slujitori, păstori, lideri de biserici evanghelice. Ce calități credeți că ar putea prelua de la tatăl dumneavoastră acești slujitori și de ce au nevoie ca să slujească în mod eficient în generația noastră în secolul 21? Să le urmăm credința. Doamne. Credința lor a fost autentică, a fost reală și atât de puternică încât au fost gata să sufere orice, ținând sus standardul credinței. Pe de altă parte, Pavel Bocian a fost recunoscut pentru simplitatea sa. Chiar dacă n-avea studii teologice speciale, era un autodidact, un cititor pasionat al Cuvântului lui Dumnezeu și, bineînțeles, a literaturii creștine și de aceea și un mare povestitor. Și când predica el, în simplitatea lui, se adresa întotdeauna întâi copiilor și explica: dacă un copil înțelege, toți ceilalți vor înțelege mesajul. În al treilea rând, a fost capacitatea de a se încrede în Dumnezeu, aș putea zice, anduranța de a rezista în mijlocul unor mari încercări din toate părțile. Din toate părțile. A fost încercat de Dumnezeu prin suferință în tinerețea lui și Dumnezeu i-a arătat har și vindecare. A fost încercat de autoritățile comuniste prin persecuții, bajocură, marginalizare, dar a răbdat. Și a fost încercat chiar și de provocările unor frați care poate nu l-au înțeles. Unii au ajuns până la limita calomniei și mi-aduc aminte că eu eram un pic mai... Tată, asta e calomnie, putem să-i dăm o judecată. Nu, nu, nu. Cel mai bun mod de a trata calomnia este prin a trece pe lângă ea. Și nu o sublimia. El era gata să ierte, gata să refacă și dacă a greșit undeva, nu i-a fost niciodată prea greu să își ceară iertare. A făcut odată o călătorie în America și știa că un coleg păstor a avut impresia că el ca lider n-a fost, cine știe, suficient de atent cu el. S-a dus până în biserica din Detroit să se întâlnească cu Petre Lucas și să aibă un moment de reconciliere. Lucrul acesta l-am auzit anul acesta. Fratele Petre Lucas e un octogenar aproape de 90 de ani și el însuși mi-a mărturisit acest pap nemai întâlnit în viața lui. Acest fapt extraordinar ca un lider să vină și să spună: am vrut neapărat să te întâlnesc, poate te-am nedreptățit cu ceva, vreau să le facem pentru că noi suntem frați. Așa, da, exemplu. În Cuvântul lui Dumnezeu ni se spune să ne uităm la mai mari noștri și să le urmăm la sfârșitul lor de alergare și să le urmăm credința. Pentru telespectatorii noștri, pentru radioascultători, un mesaj de final. Știu că această carte a fost pusă deja în vânzare, ea poate fi găsită la librăria Stefanus, dacă puteți da alte detalii, și un mesaj pentru ascultători. Stefanus are câteva exemplare limitate, sigur că da, cei care se grăbesc o găsesc. Mai facem o lansare la Centru Creștin Emanuel pe data de 25, dar ceea ce vreau să le spun și credincioșilor și slujitorilor de astăzi e că n-avem voie să ne uităm sau să ne batjocorim
trecutul. Trebuie să fim foarte atenți cu trecutul nostru, pentru că de la bătrânul Eminescu, ar fi bătrân dacă ar trăi astăzi, a murit săracul tânăr, el spunea așa, la trecutul-ți mare, mare viitor, adresându-se României, ce-ți doresc eu ție, dulce România. Noi nu putem avea nici un prezent mare și nu putem spera la un viitor mare dacă nu suntem încredințați că am avut un trecut mare. Și dacă e cineva care crede că trecutul nostru n-a fost suficient de mare, invitația mea este să încercăm să căutăm comorile acelor înaintași și cum au clădit ei ce au clădit, pentru că noi suntem astăzi pe fundația pusă de ei. Dar avem un trecut mare și din cauza aceasta putem avea și un viitor mare. Curaj, dragi creștini, și Domnul să ne dea biruință. Amin. Mulțumim, Doamne ajută, vă mulțumim mult pentru aceste gânduri frumoase, vă dorim multă binecuvântare și felicitări încă o dată pentru acest demers. Un an binecuvântat și binecuvântarea Domnului peste mișcarea penticostală în România, care e la an centenar, jubiliar, și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot ce faceți. Nu uităm că televiziunea creștină și iată radioul creștin înseamnă instrumente folosite de Dumnezeu în perioada aceasta. Mulțumim și noi. Domnul să vă binecuvinteze.